Ce le-ați transmite colegilor din PSD dacă ați fi la congres, în sala congresului acolo și... Bun, eu nu mai sunt membru PSD, dar dacă aș avea posibilitatea, sincer, aș putea să spun în felul următor. Astăzi, Maria Evanghelie are probleme din punct de vedere al imaginii și nu vrea să creeze probleme PSD-ului și nu vrea să candideze. Și vă propun tuturor celor care aveți probleme de imagine să nu candidați. Vă propun celor care sunteți președinți de județe să nu candidați. Vă propun tuturor femeilor care sunteți căsătorite să nu candidați. Vă propun tinerilor care sunteți îndrăgostiți să nu candidați. Astăzi, cred că trebuie să lăsăm pe Liviu Dragnea să candideze singur. A fost votat odată de 500 de oameni și hai să mai fie votat și pentru celelalte funcții. Dar cred că ce ar fi important din punctul meu de vedere, nu mesajul meu, eu aș aștepta și mi-aș dori de la acest guvern, de la acest congres, mi-aș dori să aud un mesaj puternic de la Ion Iliescu, care eu consider că este și va rămâne liderul stângii în România. Deci eu consider că Ion Iliescu știe ce se întâmplă astăzi în partid. Sunt sigur că discută cu foarte multă lume, este un om popular și este sunat de foarte mulți membri de partid și știu că dezbate lucrurile astea și îl preocupă. M-ar interesa un punct de vedere și un speech și un mesaj din acela în care a câștigat președinția României, un mesaj puternic când a avut ceva de spus și s-a supărat și a avut de spus în PSD, un mesaj puternic, cum a spus la Biroul Executiv Central în momentul când a fost dat afară eu și Mircea Joană, un mesaj în care nu mai ai ce să spui, să rămână lumea fără cuvinte. Ion Iliescu este singurul îndreptățit și are puterea și, bineînțeles, și capacitatea să schimbe sau să mai schimbe câtuși de cât ceva pe ultima 100 de metri. În rest, din păcate, cred că nici mesajul meu nu are relevanță, nici mesajul președintelor de județe, nici măcar mesajul celor care, dacă mai au puțin grai să mai spună ceva, cred că nu mai poate să se schimbe nimic. Dar cred eu că Ion Iliescu poate să ridice sala în picioare în continuare, pentru că oamenii nu au la ce să se raporteze. Și asta este singura posibilitate pentru PSD și pentru stânga România. Pentru că dacă nu, din păcate, eu cred că stânga se va fărămița în România. Și tendința, din păcate, iarăși, cred că este ca să se fărămițeze stânga România și nu să se adune. Iar mai are încă puterea și capacitatea Ion Iliescu să transmită un mesaj puternic cât și un mesaj de alarmă celor care cred că partidul l-au trecut pe numele lor. Cum a fost?